Salutare tuturor și bine ați venit la nou videoclip. Suntem aici la Cernavodă Pod, 24 septembrie 2022 și aici și Claudiu. Salutare. Are tuturor. Și vom face un video de aici, la pod și vedem ce e acolo. Și mai vorbim despre istorie un pic. Haideți să dăm cinci linii. Stai un pic. Aici. A, 1 2 3 4 5 aici. Dincolo ala mai una. Să o vezi. Și aici așa mai erau linii în mijloc. Da, sunt desfințat. Da. Și podul. Asta e autostrada. Uite, vagoane de ucrainene, cred. Da, materiale. Oricum, videoclipul ăsta cine știe când iese. Nu contează. Merem să vedem. A fost, dar nu de mult. Uite. De mult ce curată. Nu. Nu? A fost. Cine știe acum cât timp, nu mai e nimic. N-a mai fost nimic. Păi, n-a mai fost, dar... În ultima vreme n-a mai fost nimic pe el de câteva luni. Adică... Și podul vechi acolo. Numai poduri pe aici, trei... Câte? Trei, patru poduri. Să vedem. Cernavodă Pod. 1860. La inaugurarea primei căi ferate din Dobrogea. Constanța Cernavodă. Ai. Canalul. Și după aceea vine Cernavodă, nu-i departe. Da, păi știi că tot tipul, eu sunt curios cum e afară, că da, aia știu, e, ce aia e baza. Da, bine, cum să fie, clădire. Aha. Fain. Merem până acolo unde se vede podul și e ok, zic, podul ăsta la alt. Da, ăsta e de... Intri, nu auzi aici ora, nu e așa departe. Și asta e limite de județ, că trecem în județul Ialomița. Plătești în Ialomița. Care aparține de Slobozia, da. Ah, ia, drapele de... Acolo-i. Cernavodă. O să trecem și în oraș mai târziu, probabil. Dacă trecem, eu nu cred că o să trecem. Uite, acolo e Dunărea și intră canalul, uite de acolo, o să vedem pe pod. Da, o să avem ce vedea. Da. Hai să merem. Nu cred că se va întâmpla, dar... Nu. Acum a rămas ceva linii. Alea sunt de rezervă. Ah, și ce? Duguri? Pentru duguri de zăpadă? Ce pui nu era alea? Nu, alea nu știu. Habă nu. Acolo? Aici e rețeaua nouă în sus. Aha. Asta o vecotește puțin mai așa. Aici era o grămadă de linii care dădeau toate... Tot în el. În el, da. Aha. Exact. Să vezi cum să vine cineva. Să vine cineva să ne întrebe de bună ziua ce faceți aici. Nu, ce să te întrebe? Să știe oamenii că suntem turiști și știe că mergem pe pod. Da? Păi da, oamenii vin mulți turiști care merg pe pod. Serios? Păi da. Pentru că e vizitat muzeul, că e turistic, da. Să fie așa, nu știu. Și este și cărare pe lângă el. Ar fi ceva să zică cineva. Cine să zică? Ce căutați aici? Cum a fost și atunci la geolog, eram cu băiatul ăla? Da. Nu, eu am văzut poze, știu că mi-ai trimis că erau liniile așa. Da, dar intrau în el toate. Finau așa încolo. Mai știu, vreo două, trei în plus în aici pe lângă. Da, a fost o singură linie, a fost asta. În sens unic aici. Asta a fost direct, da, efectiv. Era o singură linie aici. Era și în sens unic și încolo. Da. Păi într-un fel era direct asta. Da, 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 da. Asta a fost. Și restul a intrat în el. Exact. Mi se pare că sunt și constructor care lucrează la amenajare, scrie acolo, să vedem. Singurul loc unde ai voie să treci, ai podul de la Salini. Aha. Foarte multă lume peste el, care-i problema? Mă duc în lume care vrea mine, în așa. Dar mai merem pe linie, sau? Da, nu mai, pe lume nu se merge. 15 la oră, nu mai 100, 100 la metri, wow! Nu mai e, nu mai e 10, 15 la ori, normal că e 15 la ori. Am citit ceva că, o să mai facă și pe ăsta. 0-0. Știi? Mai vreau să facă și pe ăsta. Să-l reabiliteze. Păi, lui din lor a schimbat firele, a vopsit. La structura podului, mă refer. La structura podului nu mai poate să schimbe. Da? A fost bombardat în al doilea război mondial, au avut probleme, a fost o firmă din București care l-a încercat să-l remedieze în 63. Da, dar a făcut Ceaușescu podul ăla nou. De aia... Da? Uite, una galbenă, semnalele sunt active. Păi bine, poate să fie active, dar... Sunt foarte active.
oricând și la orice oră poate să treacă tren pe el, numai că nu cu viteză mare, 15 la oră. Când trece trenul aici? De Bădățani. Uite, scrie sus, regele Ferdinand Carol I, uite, 1890-1895. Gata? Podul Anghesa. Aici la dreapta podul lui Izdoi Dorobanț. Da. Și acum ai două posibilități. Ai două posibilități, ori pe acolo, ori pe aici. Pe aici? Dacă vrei, unde vrei? Pe aici? A, acolo? Da. Păi poți să... Pentru acces pietonal care vine cu turiști, dai făcut acolo. Aha. Vezi, poți să treci. Păi trecem aici. Hai că e bine. No, e bine așa. Aici o să bată vântul. Îi bate că e priza mării Dunării. Are 30 de metri deasupra nivelul Dunării. Da. Așa de înalt. Da. Ăla-i podul nou. Uite cât e de scurt. Ăsta unde începe și unde începe ăsta și unde începe ăla. Da. Mai este. Da, Doamne ajută. Suntem aici, no, e frumos. Amândoi pentru prima dată. Baje, uite acolo. Da, uite ăla canalul, uite ăla de acolo merge încolo, ăla canalul Dunăre Mare Neagră de acolo. Da. Va face unire cu Dunărea. Aha. Se unește Dunărea. Lucrează acolo, ia, vezi? Da, lucrează la podul nou. La un fir, că cealaltă parte e dincolo. Sau? Sunt două fire în mijloc. Două, dublu. Da. Pe margini circulă fir de mașini. A, da. Da, nu mi-am... Da, exact. E la mijloc. Ar fi ciudat să prinzi aici un tren acum. Da, dar zguduie de... Cum ai numai? Da, te zguduie ca... de... Îți vine să alergi de aici. Ai seama, e construcție imensă. Da. Imediat coborâm, așa coboară linii. Asta e mai sus decât ăla nou. Da. Locul nou, mai sus. Aha. 30 de metri deasupra nivelul Dunării. Da. Apropo, aici suntem la podul Cernavodă. Agnes Alini, uite aici, frumos. Da, și Claudiu, clar. Da, așa că, da, acolo lucrează. Aproape 2 km. Podul ăla e mai scurt. Aha. Decât ăsta. Cu mult mai scurt. Sigur, eu am citit 2,2 km. 2 ai citit? 2,2. Ăsta vechi? 2,2. Ăsta ăla nu are atâta. Da. Ăla e mai scurt. Mă rog, da. Și aceea se trece la fiecare... Asta e pus pentru muzeu, pentru să treci, să nu treci pe linie. După o distanță anume e pusă, aia ziceam. Suntem pe mijlocul Dunării. Da. Deja primul picior. Încet, încet coborâm linie. Da. Mă, dar văd că ceva semafoare. Ce erau astea aici? Ceva... Asta semafoare pentru vapoare, pentru barjă. Da? Cu catargul larg. Pentru? Da, a fost făcut ăsta pentru... A, ca să ocolească picioarele podului, exact. Sau? Ha. Da, mai sunt, mai e un picior pe două. Da, zic. Trecem și noi cu 4 km la oră pe pod. Avem restricție. Da, păi restricție umană, că... Așa. Nu altceva. E o mică curbă. Da, bine, acolo în față. Da, restricție. Deci face un videoclip acesta cu trecerea podului, efectiv. Ce vedeți aici? Că... E gen podul ăsta și la Giurgiu, ca la Giurgiu. Și la Giurgiu, tot așa. Aia? Da. Bine, aia podul Prieteniei sau care? Da. Mă, dar oricum asta da construcție, adică pe vremea aia când l-au făcut. Nu glumă. Coboară încet linii acum. Da. Față de ăla suntem la... mai jos ăla. Da. Bă, la drum lucrează. Ce? La da, drum. Normal. Asfaltul... Scoate asfaltul, pune altele. După aia. Da. Dacă-l mai circula pe el tren... Na, așa e.
Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Trece podul, ding. Da. Dacă era cu tren era fain. Da. Mai este unul asemănător cu ăsta, puțin mai față. Da? Da. Ăla mi-a scurs puțin. Tot ca pe doua pe rolul Anderson. E un pic la 10 km de distanță. 10? Brațul Borcea. Să fii sănătos, noi nu mergem până acolo. Nu avem timp, da, pentru aia. Până ajung, păi de-ați zic, și cât am face noi până acolo? Vreo 2 ore jumate. Da. Așa, fără oprire. Da, no, nu. Noi am pentru asta am venit oricum, nu pentru aia de acolo. Asta e baza. Tot așa e, că ăsta numai puțin mai scurt. Da. Gândiți-vă că aici o trecut... Toată circulația a fost pe asta. Da. Toată circulația feroviară de acum 100 de ani. În 100 de ani. Da. Până a fost folosit. Până a făcut podul ăsta. Da. Că după aia, 8-7, dacă îmi înțeles, da, bine. Da, 8-7. Atunci s-a oprit și ăsta și s-a dat drumul ăla. Da, ăsta s-a oprit, s-a tras pe dreapta și pe aceea... Da. Păi de 100 de ani, gândește-te, e mult ce aia, nu? Da, da. Rezistat. Foarte frumos oricum. M-aș întreba cât a fost viteza maximă pe el când a fost în gloria sa. 60. Da? A fost 60, a trecut prima locomotivă cu apă pe el. Numai 60? 60 l-a avut. Mai după aceea, nu știu, a fi fost ridicat până mai sus, nu știu. Mă rog, nu. 60 a fost, dacă... inginerul a desalinierea sub pod, pe o barcă. A, și-o testat și-o da. Asigurat cu viața lui, da, efectiv. Cu... Exact. Ia. Până la urmă, dacă știe cineva, oricum, dacă o să o mers cu viteză mai mare... S-a electrificat până în anii 85, după aceea s-a electrificat. Da, da, s-a electrificat. După aceea a fost anul... Doi ani a fost folosit. 2 ani, 3 ani electrificat. Da. Și-a urmat pe podul nou, pe traseul nou. Dacă știe cineva că a fost viteză mai mare pe aici, cândva, decât 60, în comentarii vă rog. Mersi. Se înfundă. Hop. Asta se, asta se înfundă, da, dar nu. Păi bine, e pilonul podului de aia. Da. Da, aici, vezi? De aici e partea veche sau ce? Da, aici coboară. Nu mai nimic. Da, dar uite, vezi... Continuă aici. Da, vine trompoara. A fost numai... pilonul podului, da, aici. Bun. Da. Da. Intrarea pe podul, de podul. Acum coboară. E o pantă lină aici. Aha. Da, aici e puțin altfel. A, cu... parapetul ăsta de metal. Oricum am trecut podul. De casa... 2632 de metri lungime. Să fim exact, că n-am zis. N-am zis bine înainte. Spotting. Că am luat acel tren și acum ne întoarcem. Eu zic că am mers destul. Și trecem înapoi, mai vedem ceva ce e acolo la stația CFR și da, posibil să mai vină niște trenuri. Mă rog, mai cum ca sigur. Așa că hai. Haideți că mai vine un mare fan, from fine așa.
trecut. Haideți că mai vine un tren de călători. Etajat. Bun, haideți că ajungem înapoi. Mai vedem câte ceva și după aia. Bye. Vezi, asta era ceva ocultor, vezi? Aici. Aha. Da. Și asta ce a fost? Oare? Ca ăsta, să stea cineva... Aici era ăla, ce stătea la pod, știi? De pază? Da. Gândește de ce activități erau aici. Pe vremuri când nu era încă podul nou. Cum se călătorea pe atunci. Da, prima, uite, asta vă spun. Câte peroane erau aici, câte linii, erau vreo 4-5, cel puțin, dacă nu mai mult. Și intrau numai pe pod. Adică intrau înainte de pod toate. Interesant cu pilonii de autostradă aici. Direct. Aici sunt 5, acolo aia una care trece podul Anghia Saligny. Kilometru, bine, 166 km până la București. Până la București, da. Uite, 166 cu 4, 400 de metri. Da, 4, după aceea vine 3, 2, 1. Da, se vede 2-ul acolo în față. Da, după aceea vine 165. Se vede acolo, vezi? Fain, nu? No. Vezi, așa e numărătate care a fărat, alealte vechi cu borne pe jos, știi? Da, detaliu interesant asta. Numai nostru vine oricum acum. N-are ce să vină altceva. Așa că mi-a rămas bun așa frumos de la voi și eu, Claudiu, la fel. Ziceți părerea voastră despre... Te las pe tine? Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like, dislike, acesta ne ajută foarte mult. Distribuiți mai departe, atingeți clopoțelul și ne vedem în altul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți. Bye de la Cernavodă. Haideți că sosește. Cinci vagoane. Șase. Șase. Cinci, nouă, șoc. Pe podul exact identic cu ăla. Uite. Vezi exact așa urcă, mai scurt, ăsta e mai scurt puțin. Uite unde e pe gatul. Da. Acolo a fost stația mea. Cât? Da. Aia se înfundă, gata. Dacă vrei să vezi următorul video cu sărbătorirea a 150 de ani de Gara de Nord București din anul 2022, dați click pe videoclipul de mai sus. Da. Pornele rotunde erau stil pentru viteză mică. Da, fain, oricum. Eu cel mai mult am văzut 120.